acum și un interviu exclusiv cu Randy și nu orice fel de interviu, ci primul în care vorbește despre căsătorie, cum îl poate convinge iubirea să devină bărbat de casă. Vedem chiar acum. Tu crezi că ai fi pregătit de o căsătorie? Dacă să zicem, nu știu, mâine îți întâlnești sufletul pereche. Cu siguranță mai pregătit decât el. Măi, nu știu, îți dai seama, depinde de feeling. Dacă el a simțit să facă asta, înseamnă că inima lui nu se înșeală. Vom vedea în ani. Ai zis că întrebarea cu iubita este o întrebare standard, așa că trebuie să ți-o pun. Ai iubită sau nu? Nu, te interesează personal sau? Nu, n-am, iartă-mă, n-am. Nu pot să mă... Profesional! Nu pot să mă stăpânesc, nu pot. Spune. Dar cum de... Acum o să, dacă tot ai zis că este o întrebare standard, o să încep cu clișeul. Dar cum de un bărbat așa frumos și popular ca tine? Poate așa vezi tu pe bărbatul ăla, poate nu e așa. Sunt sigură că nu sunt singura femeie care te vede așa, stai liniștit. Băi, acum ceva vreme am decis că nu vreau să mai îmi pierd vremea lângă persoane cu care nu merită să împart timpul, cu care nu sunt pe același feeling, cu care nu am chimie și, într-adevăr, să găsești persoana aia, pentru că cu cât ai mai multe experiențe, te cunoști, înțelegi ce ai nevoie și e un pic mai greu să alegi în primul rând cu capul și apoi cu inima. Dar cum crezi tu că ar trebui să fie femeia perfectă pentru tine? Din punct de vedere comportamental, nu fizic neapărat. Băi, comportamental, să fie o doamnă și să fie, băi, o relație de, cu adevărat de iubire se poate întâmpla doar între doi oameni maturi, eu așa cred. Altfel se numește îndrăgosteală, se duce odată cu atracția fizică și apoi după 2-3 ani se scrie o carte, iubirea durează 3 ani, pentru că de fapt aia nu e iubire, e doar o euforie de început. Deci cam așa e.